Alo, bună ziua, mă aude cineva? Bună ziua! Gata, sunt și eu vizibil. Bună ziua! Bună ziua! Care participă. Bună ziua! Să spun că eu sunt la volan, o să caut minimal să nu deranjeze, nici nu știu cum să pun telefonul. Ministrul a mai spus că se dorește la vorbim politici și cu mijloace de înregistrare audio-video, astfel încât contactul puteți să-ți. Bună ziua tuturor! În primul rând am rugămintea la acolo de trebuie să se închidă microfonul. Asta m-a anunțat Sorin. Domnul cu telefonul, dacă se poate. Nu știu cine are Sorin, trebuie decât să așteptăm. Doamna Livia sau domnișoara Livia Iancu trebuie să-și închidă microfonul și Dan Mașca. Da. Am rugămintea să închideți microfonul pentru a putea de trece la dezbaterea pe care o avem stabilită. Vă rog frumos să închideți microfonul dacă nu ne aflăm în situația de a vă elimina din listă pentru a nu putea, a nu perturba această dezbatere. Vă rog frumos. Ok, mulțumim. Florin Mitulețu Buică este numele meu, președintele Autorității Electorale. Vă rog, dacă nu, spuneți-ne, ne vom vedea în situația de a fi trebuit să vă eliminăm din listă pe care vreți să-ți facem.
Mulțumesc mult de tot. Așa cum ați primit și invitația, așa cum ați văzut, în acest moment avem în dezbatere un proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020. Acest proiect are o serie de reglementări plus niște anexe pentru depunerea candidaturilor la aceste alegeri locale din anul 2020. Știm cu toții că ne aflăm într-o situație nouă, o situație de pandemie, drept pentru care ne-am văzut în situația de a reglementa prin lege și totodată prin hotărârea Autorității Electorale Permanente modalitatea de depunere și în format electronic a candidaturilor, cât și a listelor de susținători, dar și strângerea semnăturilor de susținători în format electronic. Este un al doilea pas pentru informatizarea proceselor electorale. Primul pas pentru informatizarea proceselor electorale a fost făcut prin introducerea sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și prevenirea votului ilegal, acel SIMPV, tableta și verificarea în secția de votare a votului multiplu și prevenirea votului multiplu. Aceasta este cea de-a doua etapă de informatizare a proceselor electorale. Din păcate, în stare de pandemie, nereușind în trecut pentru a face acest lucru, aș putea spune că pe viitor avem ca eveniment de viață alegeri pe programul financiar european 2020-2027 și avem în discuție cât mai multe lucruri pentru informatizarea proceselor electorale și dacă va fi posibil un vot pe internet sau electronic, dar cum arată lucrurile în acest moment, un singur stat are vot electronic sau și pe internet, Estonia, drept urmare, nu vedem cum ar putea fi implementat fără a fi testat în perioada următoare un astfel de sistem de vot alternativ față de votul la secție. Am avut un vot prin corespondență testat la alegerile din 2016, testat și anul trecut la alegerile prezidențiale, din păcate cu un eșec. Încă la acest moment ne întâlnim cu un eșec la votul prin corespondență, deși noi îl promovăm la acest moment pentru o străinătate și nu aveam ieri 1000 de persoane care să solicite votul prin corespondență în străinătate, atunci foarte greu am putea pune în discuție ca la alegerile locale pe teritoriul național, să întreg teritoriul național, să punem în discuție un vot prin corespondență dacă acesta nu are o reușită la un nivel scăzut. Dar să trecem la dezbaterile pentru hotărârea autorității de astăzi. Lucrurile se vor desfășura în felul următor. Domnul Cristian Leahu va modera, șeful departamentului legislativ din cadrul autorității va modera această dezbatere și dânsul va explica regulile pentru cum se vor desfășura lucrările acestei dezbateri. Domnul Cristian Leahu. Bună ziua tuturor! Numele meu este Cristian Leahu, sunt șeful Departamentului Legislativ din cadrul Autorității Electorale Permanente. Voi încerca să vă prezint pe scurt câteva reguli care să faciliteze formularea recomandărilor de către participanți cu privire la proiectul supus dezbaterii publice. În principiu, vă rugăm ca în măsura posibilului să aveți intervenții scurte și punctuale. Înainte v-aș ruga însă totodată să vă și prezentați, deoarece această întâlnire este înregistrată pentru a ne permite să facem raportul dezbaterii publice și să putem să preluăm și recomandările noastre, însoțite eventual de observațiile pe care le vom avea noi. Luarea cuvântului se poate solicita prin apăsarea pe acea iconiță care seamănă cu o mână din bara de stare de jos, din josul paginii, sau prin intermediul chat-ului. La finalul întâlnirii vom formula o serie de concluzii, atât eu cât și colegii mei care participă astăzi la această întâlnire, bazate pe recomandările noastre și eventual solicitările noastre de clarificare.
în măsura în care este posibil în acest moment, vom încerca să furnizăm și răspunsuri la întrebările noastre. Dacă nu, ele se vor regăsi în raportul care va fi publicat pe site-ul locului peste licoare permanent. Mă refer la răspunsurile noastre. În altă ordine de idei, aș dori să deschid, să spun așa, arena pentru recomandări, întrebări și alte intervenții. Bună ziua, poți o întrebare? Florescu Ștefan Dansân. Vă rog. Cu privire la ordonanța 44, dacă nu mă înșel, nu mai știu articolul pe din afară, privind că știu că ea a fost, cum să spun, suspendată până pe 27 iulie, dacă nu mă înșel, dacă rămâne valabilă chestia cu 3% privind depunerea în contul colector pentru persoanele care candidează independent, Vă întrerup, domnul Florescu. Discuțiile sunt în acest moment doar cu privire la acest proiect. Dacă aveți întrebări cu privire la alte proiecte ale autorității sau de domeniul electoral, vă rugăm să vă adresați pe mail-ul autorității și veți primi în regim de urgență răspunsul. Știm că toată lumea are interes cu privire la și la finanțarea partidelor. Domnule Leacu, mulțumim mult de tot. Eu vă mulțumesc. Bun, o să fac o adresă scrisă. Vă mulțumesc mult. Rămâne e-mail este suficient. Bine? Mulțumim. Da, da. Asta mă interesează. Restul le știu pe din afară, adică le consider ok. Mulțumim. Eu vă mulțumesc. Dacă dorește altcineva să ia cuvântul? Așa, mai puțin. În acest moment nu văd pe nimeni înscris la cuvânt. Dan Mașcan sunt. Am ridicat eu mâna. Dan Mașcan. Da, n-a văzut mâna, deci e vorba de mâna de aplicații, ca să zic așa. Deci de aplicații. Da, Andrei Ricu din partea USR. Observ în proiectul de lege că fiecare candidat, dacă dorește să își depună declarațiile în mod electronic, trebuie să aibă o semnătură. Nu vă aud? Numărul foarte mare de de candidați, estimăm, nu știu, în jur de 50.000 de candidați la nivelul întregii țări. Eram curios dacă ați încheiat un protocol sau aveți în vedere să încheiați un protocol cu furnizorii de astfel de semnături pentru a facilita dobândirea lor într-un timp cât mai scurt, cât mai util. Mulțumesc. Da. Aș putea să vă răspund în acest moment, dacă se poate, lucrurile stau în felul următor. Preluarea semnăturii electronice și semnarea electronică a documentelor de candidatură este de resortul exclusiv al candidaților și al formațiunilor politice. Autoritatea Electorală Permanentă ne putem interveni în acest sens. Nu avem vreun mandat legal să preluăm noi sarcinile partidelor politice și să încercăm să facem noi rost de semnături de susținere în formă electronică calificată. Da, aș putea să vom avea oricum vedere intervenția noastră și vom formula inclusiv în raportul de zbate. E vorba de a facilita mai mult decât de a prelua atribuțiile candidaților și partidelor. Ce sens? Cum ar trebui să intervenim? Cum a spus, poate un protocol de colaborare care să faciliteze astfel încât acei furnizori să poată să-și organizeze activitatea, poate într-un mod un pic separat, special pentru candidați, ca să poată obține semnătura mai rapid. Da, nu îmi dau seama care ar fi forma concretă prin care am putea să noi să le organizăm activitatea sau prin care să-i determinăm să-și organizeze activitatea. Mă rămâne cu aceleași cerințe pe care trebuie să le îndeplinească cetățenii atunci când solicită semnăturile electronice calificate, va trebui să le îndeplinească și candidații și reprezentanții formațiunilor politice. Da. PSD, înțeleg că e următorul la cuvânt. Deci, Dan Mașcan. Mă auziți? Se aude? Vă închideți microfonul și persoanele care nu participă la dezbatere, care nu intervin, să-și închidă microfoanele, vă rog. Se aude acum? Da.
Bună ziua, Claudia Frunzeta mă numesc, de la Partidul Social Democrat. Noi avem câteva observații tehnice pe hotărârea la ofertei electorale permanente. Două secunde. Doamna Alina Novoceanu, doresc să-și închidă microfonul. Ok, vă rog, scuze. Acum se poate. Patologii, m-auziți? Da. Da, este să dăm practic niște formulare pentru formularele care sunt descrise în lege. Avem formularele pentru declarațiile de candidatură, renunțare, opis pentru listele de susținători. Ce am avea noi o solicitare, să dăm și un formular pentru opisul documentelor dosarului de candidatură. Pentru că este singurul formular care nu are un model în această metodologie. De asemenea, pe anexele de la metodologie, spre exemplu, la anexa 3, atât la nota de subsol 4, cât și nota de subsol 5 se specifică denumirea orașului, comunei și municipiului, considerăm că este redundantă. De asemenea, la anexa 4 din metodologie, am propune să fie să se renunțe la să fie consistentă nota 3 cu nota 4 din anexa 3. În ce sens consistentă? Deci avem la nota 3 se scrie după caz sintagma primarul, consiliul local, consiliul județean, președinte, însoțită de rangul și denumirea unității administrativ teritoriale. Se va înscrie Consiliul Local al Sectorului Municipiului, da? La anexa 3, la nota 4, avem însoțită de rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale. În timp ce la anexa 4 avem o notă 4, unde scrie doar denumirea comune orașului, am propune ori să fie trecut și rangul unității administrativ-teritoriale să fie consistentă cu anexa 3, ori să se renunțe la nota 4 din anexa 4 și să se specifice numele și numele unității și rangul la nota 3. Am înțeles. Asemenea și la anexa... Nu vă auzim? M-am mai auzit? Acum da. La anexa 5 din metodologie, la nota de subsol 1, pe rândul 2, însoțită de denumirea unității administrativ-teritoriale, propunem să fie inserată și sintagma și rangul unității administrativ-teritoriale. Da. Asta este pe partea de pur tehnică. Mai avem o observație în legătură cu lista de susținători și cu lista de candidați. Și mai exact, în lege, așa cum am interpretat noi, sunt niște confuzii, respectiv la semnatarii listelor de candidați și a persoanei desemnate de conducerea alianței electorale. Mă refer aici la alianțele electorale. Ce ne-ar interesa pe noi numai puțin să ajung la lista de candidați, modelul listei de candidați. O clipă, vă rog. La modelul listei de candidați. Spune așa, la notă, lista de candidați se semnează de către conducerea organizației județene a partidului politic, alianței politice sau alianței electorale. Deci înțelegem că lista de candidați este semnată de conducerea județeană a partidelor sau alianțelor politice sau electorale. După care, următoarea propoziție spune în felul următor. În cazul alianțelor electorale între partidele politice, care au fost enunțate și în propoziția anterioară, listele trebuie semnate și de conducerile județene. Tocmai ce am spus mai devreme, că listele de candidați se semnează de conducerea organizației județene. După care venim cu clarificare și spunem că se semnează și de conducerile județene. După care continuă. Dacă listele electorale, dacă alianțele electorale se constituie la nivel comunal, orășenesc, municipal, listele se semnează de conducerea alianței, înțeleg pe cale de consecință că ar fi de conducerea alianței fiind județeană, nu?
și se contrasemnează de conducerea fiecărei organizații locale din alianță. Prin urmare, am dorit mai multă claritate în ceea ce privește semnatarii alianței electorale. Așa cum reiese și din textul de lege, articolul 7 aliniatul 2 și articolul 47 din legea 115, dacă legitim o să vedem că nu este clar la ce nivel cine semnează alianțele electorale și asta ar putea duce la interpretări multiple în acceptarea listelor de candidați, părerea noastră. Astea au fost observațiile noastre, vă mulțumim. Da, mulțumim și noi, în măsura în care vom putea să clarificăm într-un fel care să nu fie interpretat ca daos la textul legii 115, o vom face. Asta este, în esență, ce reținem noi din această chestiune și vom adresa, bineînțeles, într-un fel sau altul, recomandările dumneavoastră prin proiectul pe care îl vom adopta. Vă mulțumim! Următoarea persoană care dorește să ia cuvântul este domnul Dan Mașca. Da, Dan Mașca, sunt Pol Târgu Mureș. Eu încep cu o rugăminte către partidele parlamentare sau cine va adopta acest proiect de lege sau ce este. Rugămintea mea este, dacă se poate, să chiar schimbați o lege și să o faceți similară cu ceea ce există în Occident. După 30 de ani, cred că este bine să avem legi cât mai apropiate de statele care sunt multe înaintea noastră la indexul democrației și datorită acestor legi. Noi suntem un partid al unor antreprenori cu sediul central în Târgu Mureș, ne-am fondat de la firul ierbii, n-am candidat în 75 de comunități locale, nu vom candida nici acum conform legii 75 de comunități, sperăm să nu ne radiați. Și rugămintea este următoarea. Partidele care au aleși în județe să nu mai trebuiască să strângă semnături. Niciun partid din Occident nu merge să strângă semnături în Bavaria sau în Germania, milioane de semnături, 1% sau 0,5%, dacă au aleși. Deci Merkel, socialdemocrații lui Schulz sau cine mai sunt pe acolo, colegi de grup parlamentar european cu PSD-ul și cu partidele parlamentare din România, nu merg să strângă semnături. Deci dacă am avut aleși în Mureș, este logic să nu ne pune să strângem semnături. Partidele noi, da, pot să strângă acele semnături, iar semnăturile, vă dau exemplu Germaniei, este o condiție de bun simț, 1 la 1000, dar nu mai mult de 2000 de semnături per land. Deci la fel să fie și la noi, dacă se poate, astfel de condiții ca cei mici ca noi, care nu primim bani de la buget, suntem doar plătitori de taxe din care se finanțează partidele parlamentare concurente sau cele mari, să fim ajutați să rezistăm în piață, pentru că noi avem rolul nostru în ecosistemul democratic al comunității locale. Deci, să nu se strângă semnături la cei care au aleși în județ deja și au strâns la semnături acum X ani când au intrat în piață electorală. Doi la mână, cei noi să aibă un număr de semnături, un 1 la 1000, dar nu mai mult de 300 semnături pe județ, cât este cel mai mic județ din România, gen Covasna, pentru că n-are sens să punem un cetățean din Iași să strângă mai multe semnături doar că stă în Iași, versus cel din Covasna. Avem totuși cetățeni, suntem drepturi egale ca cetățeni. Da? Și o altă rugăminte este referitoare la aceste liste care se semnează. Noi nu avem ca structură, noi suntem niște privați care în timpul liber ne ocupăm și să concurăm pe cei mari, ca să fie mai bun cei mari, de fapt. Și atunci noi ne trebuie ca cel care semnează lista în Harghita, acolo în Harghita o să avem poate două liste undeva în ceva comune sau orașe, să fie un coordonator, pentru că noi avem organizații județene. Deci noi nu avem secretari, președinți de organizații, pentru că nu lucrăm în felul acesta. Și atunci, noi, ca președinte de partid în act pe care îi subsemnat, tu să poți să zic, respectiv om cu ștampila pe Harghita, este cel care semnează listele și le depune la birourile municipale sau județene. Deci asta ar fi o sugestie, astfel încât să putem încă o dată, să ajungem din punct de vedere electoral la ceea ce fac alții în vest și să ne ajutați pe noi ăștia micii ca să ne ocupăm de viața noastră curentă, să putem supraviețui, dar în același timp să ne putem pune și noi 4, 5 liste, 5, 10 liste în județele în care noi trăim. Legat de votul prin corespondență, la fel. Cer scuze că intervin. Până în acest moment nu ați avut niciun fel de mențiune sau intervenție referitoare la proiectul supus dezbaterii.
ci mai degrabă cu privire la conținutul legii 115 pe 2015 și cu privire la eventuala lege, hai să putea spune cu privire la legea 288. Am înțeles. Am crezut că poate să mai poate schimba în Parlament. De asta am venit. Eu am încercat... Noi, în acest moment, dezbatem o hotărâre prin care se aplică textul legal. Nu putem, prin această hotărâre, să modificăm textul legal. E apanajul Parlamentului să modifice acest. Am înțeles. Deci, dacă toți sunt partide parlamentare prezente, a fost încercarea mea, poate că o sesiune parlamentară excepțională și pot să o schimbe. Atât am avut de spus. Mulțumesc frumos. Bine, mulțumesc și eu. Următorul vorbitor este domnul Valentin Lixandru. Cred că am pronunțat corect. Vă rog, aveți cuvântul? Bună dimineața tuturor. Valentin Lixandru, Alternativa Dreaptă. Vis-a-vis de cele precizate în proiectul acesta de lege, proiect de hotărâre la articolele 10 și 11. Articolul 10, alineatul 2, este formulat astfel. Listele de susținători întocmite în format electronic pot fi semnate de către susținători cu semnătură electronică. Da. Bun. Vreți, vă rog, să explicați cum se poate ca, în conformitate cu prevederile actuale ale legilor, cu privire la numărul de semnături care trebuie strânse, cum pot, la nivelul țării, la nivelul unui partid, mii și zeci de mii de semnatari să aibă semnătură electronică? În condițiile în care, la nivel național, cei care au semnătură electronică sunt probabil câteva mii, zeci de mii de persoane care lucrează direct cu autoritățile statului. Întreb acum, de ce un alegător care vrea să semneze o listă de semnături trebuie să-și facă certificat digital, trebuie să plătească 116 lei pe care trebuie să le reînnoiască an de an ca să semneze o listă de susținători cu semnătura electronică? Cum se poate face asta? Păi eu v-aș putea explica chiar acum, pe scurt. Hotărârea nu introduce semnături electronice. Nu face altceva decât să reglementeze într-o manieră, să spune cât de cât detaliată, textul legii 84 pe 2020, prin care s-a oferit acest beneficiu partidelor care vor să participe la alegeri. În al doilea rând, semnătura electronică este de mai multe tipuri. Nu există semnătura electronică, nu înseamnă numai semnătura electronică calificată. Înseamnă și semnătura electronică avansată și putem să o ducem și spre semnătura electronică simplă, care în esență poate fi inclusiv o semnătură care este dată pe un dispozitiv, care este dată, nu știu, este vorba de un scan, să zic, al semnăturii, un xerox al semnăturii, poate însemna mai multe lucruri, din câte știu eu. Poate colegii, poate participanții care știu mai multe despre acest subiect și acest domeniu vor putea să intervină mai aplicat decât mine. Deci, ce încerc să vă spun este că nu se rezumă la semnătura electronică calificată. Semnături electronice, de o manieră sau alta, dau mai multe platforme, inclusiv, nu știu, sunt DocuSign, Panda și alte tipuri de platforme de acest gen și pentru a le obține nu trebuie plăti nimic, nici câte știu eu. Ca să vă explic despre ce este vorba. Evident, fiind un proiect încă în dezbatere, ne gândim serios să vedem în ce măsură o simplă semnătură electronică ar fi capabilă să satisfacă exigențele legii. Propunerea noastră a plecat de la ideea că colectarea datelor personale ale candidaților reprezintă o activitate pe care o desfășoară persoana desemnată de partid sau de candidatul independent, care are oricum obligația să verifice acele date personale și identitatea persoanei din moment ce declară la finalul listei pe proprie răspundere că acele date sunt veridice și că toate acele și semnăturile și tot ce am înscris acolo în tabel sunt reale. Toate acele date sunt reale. Ori acea declarație, evident, va trebui să fie semnată cu semnătură electronică calificată, singura care poate fi asimilată unei semnături olografe, care zicem noi că poate angaja o răspundere clară a persoanei care a întocmit lista. Dar ideea de la care am plecat, asta a fost. Din moment ce legea 115 deja stabilește o procedură de verificare a acestor date ale susținătorilor, poate că ar fi suficient o simplă semnătură electronică a susținătorului. Ați citat mai devreme legea 85 pe 2020, 84. Am înțeles eu bine? 84. Și acolo dumneavoastră faceți precizări legate de acest concept numit semnătură electronică? Ce spun, adică? Nu am înțeles. Nu, precizările se regăsesc, cred eu, în regulamentul
910 pe 2014, în legea semnăturii electronice, acolo veți găsi conceptele de acest gen. Nu le reglementăm noi prin hotărâre pe care ar fi cumva contraproductiv, zic eu, în acest moment. Da, interesant este ceea ce spune și eu am reținut. Poate face chiar obiectul unei dezbateri publice ulterioare, în condițiile în care absenteismul în România este la cote absolut incredibile. Vă imaginați cum o să dea buluc românii să-și ia semnătură electronică sau să voteze electronic liste de susținători? Da, vă repet, nu este decât un beneficiu. Nu este obligatoriu să fie depus în format electronic. Ele pot fi depuse în continuare pe suport de hârtie. Ok. Și acum ajungem la suportul de hârtie, articolul 11, alineatul 2. Spuneți așa, începând cu alineatul 1, liste de susținători ce vor fi depuse pe suport de hârtie vor fi îndosariate, iar dosarele și firele din acestea vor fi numerotate, corect. Este procedura ca și până acum. Listele trebuie să fie însoțite de un opis centralizator pe suport de hârtie, conform modelului anexa 6, semnat, datat, holograf de persoana autorizată, mă rog, cu... și apoi toate celelalte detalii. Întrebarea este aceasta. Cum poate în actualele condiții de criză sanitară care există în România, cu aceste avertizări oficiale venite de la cele mai înalte poziții în statul român, cum poate un partid politic din afara arcului parlamentar să strângă aceste semnături de susținere pe suport de hârtie, din moment ce nu ai voie să iei contact cu persoanele respective? Cum o să facem? Adică, noi asta ați dat semnătură pe hârtie, sunt convins de susținere, cu siguranță în toți acești ani, în anii anteriori. Nu trebuie să semnezi pe acea hârtie? Nu trebuie să completezi cu datele personale? Sau îți le completează cel ce culege acele semnături? O să stai foarte aproape de el. Va trebui să purtăm mască? Cum vedeți această procedură de strângere? Deci, în esență, dumneavoastră, adesați o problemă care nu ține de obiectul hotărârii. Cum să nu ține? Nu ține de obiectul hotărârii. Dacă mă lăsați să vorbesc, vă și explic. Vă rog. Referiți la calendarul electoral, în esență. Da? Discutăm de strângerea semnăturilor de susținere de-abia după ce se anunță data legilor. Data legilor este un element obligatoriu al listei susținătorilor. Așa. Asta înseamnă, în esență, că semnăturile de susținere pot fi colectate și trebuie să fie colectate de cei care doresc să participe la alegeri abia după ce se anunță data legilor. Ori păi în condiții în care... Nu s-a anunțat. 27 septembrie? Nu, este o lege care a fost adoptată de Parlament. Cristi, două secunde. Haideți să spun cum stau lucrurile. La acest moment avem o stare de alertă. În starea de alertă nu sunt interzise adunările peste 20 de persoane în spații închise, peste 50 în afară. Avem posibilitatea să păstrăm distanțarea fizică în anumite condiții. Am văzut și eu legislația, o știm și noi cu toții. Există posibilitatea să strângem semnături și în format fizic, pentru că nu avem această interdicție de a lua contact cu persoanele pe domeniul public. De regulă, aceste semnături se strâng pe domeniul public, nu se strâng undeva în încăperi, pe un birou, de către două persoane sau intră unul și iasă altul. Știu, am fost în trecut una dintre persoanele care a strâns. Deci nu există interdicție pentru a lua contact cu persoanele. Dacă aveam stare de urgență, în stare de urgență nu ai voie să intri în contact cu alte persoane, ci să păstrezi o distanță de 2 metri. Există posibilitatea fizică pentru a fi strâns aceste ori. Noi, ca să putem să prevenim unele situații în care sunt persoane care vor să susțină și nu merg pe stradă pentru a depune listele de susținători, să o poată face și în format electronic. În acest context am redus și numărul de semnături de la 100 la 50, acolo unde este posibilitatea, de la 1 la 0,5%. Deci nu cred că la momentul acesta legislația pe starea de alertă ne interzice să luăm contact cu persoanele în domeniu, pe domeniul public, să facem acest lucru. Întrebarea este următoarea, domnul președinte. Aveți dumneavoastră cunoștință că până la 27 septembrie, data prezumată a alegerilor locale din România în 2020, nu se va schimba situația?
Adică știți dumneavoastră că nu va crește gradul de îmbolnăviri cu COVID așa cum suntem, cum suntem înștiințați zilnic de către autoritățile competente și totul va fi un fel de ok până atunci? Repet. Puteți garanta asta? Nu. Eu vă garantez un singur lucru, că dacă avem stare de urgență, nu vom mai avea alegeri. Dacă avem stare de alertă, putem strânge și semnături. Bun. Referitor și ultima întrebare, referitor la anexa 1 din prezenta metodologie luată în discuție, modelul listei de candidați, când pe lângă acest model de listă de candidat, de ce nu ați completat această metodologie cu anexa numărul 7, modelul listei de susținători? Nu și aceasta trebuia discutată, pentru că vor fi niște date care țin de GDPR și pe care noi trebuie să le știm de acum încolo, cam ce se propune și ce trebuie să cerem celor care vor dori să dea semnături. Întrebarea este, se poate introduce în prezentul proiect anexa numărul 7 care să prevadă cum va arăta modelul acesta de listă de susținători? Aș răspunde eu aici ca să nu... Vă rog. Până la urmă, deci modelul listei de susținători va fi același cu cel din 2016. El a fost deja stabilit prin hotărârea Autorității Electorale Permanente numărul 1 pe 2016 și a fost actualizat din punctul de vedere al notelor de subsol numai prin hotărârea Autorității 1 pe 2020. În esență, datele personale care se vor colecta de către partidele politice și candidații independenți pe acele liste de susținători sunt aceleași, nu se modifică absolut nimic. Ceea ce se modifică în esență sunt sintagmele care trebuie utilizate în titlul listei de susținători. De ce? Fiindcă, odată, prin ordonanța de urgență a Guvernului 40 pe 2019 a fost introdusă alegerea directă a președintelui Consiliului Județean, pe care nu o aveam în 2016. Pe de altă parte, prin legea 84 pe 2020 s-a introdus posibilitatea partidelor politice de a depune o singură listă de susținători per circumscripție electorală. Adică, înainte, dacă se depunea o listă de susținători pentru primar și o listă de susținători pentru Consiliul Local, acum este suficient să se depună una singură, dar care trebuie însă să menționeze că este o listă de susținători și pentru primar și pentru Consiliul Local. Având în vedere că textul legii menționează în mod expres că trebuie ca acea listă să conțină în titlul ei și numele candidatului, iar noi în 2016 am interpretat acea dispoziție legală ca făcând referire strict la funcțiile individuale, deoarece dacă treceam toți candidații, de exemplu, de la Consiliul General al Municipiului București, nu mai aveam spațiu pe listă și pentru susținători. Am mers pe ideea că acele liste de susținători care s-au colectat pentru primar ar trebui să fie valabile și pentru Consiliul Local în măsura în care partidul politic intenționează să le atribuie acest statut, ca să zic așa. În rest, nu sunt modificări majore. Bineînțeles, ca să fie mai simplu și să se regăsească totul într-un singur document, ne gândim să introducem și modelul, așa cum îl veți vedea și pe site-ul la EPI, ca model orientativ cu data 27 septembrie, să-l introducem în această hotărâre, ca lumea să-l poată vedea într-un singur loc. Să nu trebuiască să caute modelele pentru dosarul de candidator în alte părți, în mai multe ani. Este o chestiune pe care deja o intenționăm să o... Da, deci o nouă anexă, respectiv hotărârea, lista aceasta de susținători, clarifică foarte mult, adică chiar ajută. Ce trebuie să spun este că în esență nu se modifică mai nimic, dar putem ca să fie mai simplu pentru toată lumea să o găsească într-un singur loc, să o trecem acolo și intenționăm să facem asta. Bun. Și acum, ca să nu cer scuze, ca să nu monopolizăm discuția, vreau să dau cuvântul și altor vorbitori, dacă nu vă spărați. Având în vedere discuțiile despre semnăturile electronice, aș vrea să-i dau cuvântul domnului Bogdan Manolea, care e specialist în domeniu, din câte știu eu. Așa, chiar vă rugăm. Bună ziua, mă auziți? Da, mă auziți. Bogdan Manolea, sunt director executiv de la Asociația pentru Tehnologie și Internet. Aveam niște comentarii punctuale legate de articolele 10 și 12 din propunerea dumneavoastră. În primul rând, cred că este de bun augur faptul că propunerea menționează toate tipurile de semnătură electronică, deci cea simplă, cea avansată și cea calificată, să poată fi folosită în listele de susținători. Aceasta deschide posibilitatea, într-adevăr, la o pleiadă de tipuri diferite de semnătură electronică, în funcție de... practic de platformele care vor fi folosite, care probabil nici nu există în momentul de față. Dar practic oricine poate să semneze cu orice tip de semnătură electronică, da? Inclusiv un click, inclusiv o semnătură olografă scanată și așa mai departe. Și asta este un lucru pozitiv.
În același timp erau două chestiuni care credem că ar trebui să fie reglementate sau clarificate suplimentar. Una se referă la faptul că dacă folosești orice tip de semnătură, trebuie să ai niște metode de a putea să identifici că semnătura provine de la persoana a căror date se prelucrează, care este obligație conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, adică a GDPR-ului, și care impune de fapt mai multe obligații. Dar asta cred eu că ar fi cea mai sensibilă în situația de față, adică să fii sigur că semnăturile provin de la persoanele care au datele respective. Și sigur că aceasta este o obligație a operatorului, deci a celui care prelucrează datele. Dar credem noi că și în această propunere pe care o spuneți dumneavoastră ar trebui să fie măcar un indiciu în acest sens și în același timp ar trebui ca precizarea pe care o aveți acum, gen platforme online specifice și servicii de poștă electronică, să fie înlocuită cu un termen generic care să respectă principiul neutralității tehnologiei și eventual o să vă pot face o propunere concretă. Vă rugăm. Asta este prima parte pe care doream să o menționez. Și din punctul nostru de vedere, astfel de platforme ar trebui, conform articolului 35 din GDPR, să facă o analiză de impact asupra protecției datelor cu caracter personal, analiză care să fie conform articolului 36 GDPR, să fie consultată și cu autoritatea în domeniu. Deci, teoretic se poate, să vedem în practică cum o să fie. Al doilea punct pe care doream să-l fac era legat de articolul 12, de această aplicație informatică pe care o propuneți și în care o să vă rog să explicați mai în detaliu de ce este nevoie pentru înregistrarea și centralizarea datelor personale ale candidaților. Înțelegem nevoia de verificare, doar că cred că ar trebui să fie mai clar de ce trebuie să fie această centralizare, dacă este un scop legal. Și de asemenea am recomandat ca inclusiv în acest text să fie introdus și un termen maxim de păstrare a datelor în această aplicație sau cum va fi relația cu biroul electoral de circumscripție. Au acces la toate datele, doar la datele necesare lor și așa mai departe. Și în fine, un ultim punct și cu asta termin. Apropo de ce zicea domnul Rigu, cred, o sugestie poate de rezolvare a problemei respective este de a accepta o semnătură electronică simplă din partea candidatului împreună cu un sigiliu calificat. Sigiliul electronic este practic semnătura electronică a persoanei juridice din partea partidului respectiv. Deci ar putea teoretic ca să fie o variantă acceptată de dumneavoastră și atunci practic ați avea nevoie doar de sigiliu calificat din partea partidului și fiind relativ puține partide, să zicem că nivelul birocratic e redus. Cristi, vreau să vorbim și eu. Da, vă rog, domnul Proica. Domnul Proica de la DGSN, Autoritatea Electorală. Într-adevăr, referitor la acest sigiliu calificat, partidul în final, în momentul în care ne trimite listele, trebuie să-și asume ce au strâns persoanele puternicite pe teren, să strângă semnături. Și de asemenea, fiecare listă, noi ne-am gândit ca fiecare reprezentant al partidului sau a persoanei care va candida, care va strânge semnături, să-și asume cumva respectiva listă. Nu avem vreo bază de date cu semnături, să știm că anumită persoană chiar a semnat, să comparăm anumite semnături. De aceea, într-adevăr, este nevoie ca cineva în final pe acest flux să-și asume. Referitor la înregistrarea candidaților și ce elemente avem nevoie și cum sunt păstrate, avem o platformă online de înregistrare. Mai ales trebuie pentru a evita condițiile minimale. În momentul în care se înregistrează fiecare candidat la birou de circumscripție, trebuie să știm exact o dată. Să nu aibă mai puțin de 23 de ani la data alegerilor. Să vedem că în registrul electoral, să facem o comparație în timp real cu baza de date a registrului electoral, că persoana respectivă nu are drepturile interzise de a candida. Deci sunt câteva elemente sau că nu figurează ca și candidat în mai multe circumscripții sau la mai multe partide în același timp. Deci tot ce înseamnă înregistrare se verifică și mai ales pe partea aceasta de introducere de date, nu neapărat partea de documente scanate. Deci acestea noi le păstrăm, le verificăm în timp real cu registrul alegătorilor și știm exact dacă persoana respectivă mai este înscrisă, are mai mult de 23 de ani sau nu,
să nu apară niște situații în care, ținând cont de termenul scurt de 48 de ore, cât timp până devine definitivă lista, să nu rămânem cu anumite candidaturi care, de fapt, nu sunt conform legii. Poate din greșeală trec neobservate de birou de circumscripție, așa în această aplicație, introducând, noi facem aceste verificări în timp real. Și cea mai importantă problemă pe care a ridicat-o Bogdan este toate informațiile sunt la dispoziția biroului atâta timp cât ele funcționează, respectiv 60 de zile până ulterior, să zicem, o perioadă de 70-75 de zile. Ulterior, autoritatea electorală permanentă primește de la birouri aceste informații necesare etapelor de verificare a finanțării campaniei electorale pentru fiecare competitor electoral, dar și în special pentru rambursarea sumelor aferente campaniei electorale, lucru care se aplică pentru fiecare competitor electoral, dar pentru fiecare candidat din lista aceasta, pentru că avem niște plafoane care trebuie să respectate și atunci trebuie să avem informația pentru fiecare, pentru că banii ulterior puși la dispoziția partidului fiind rambursați, partidele trebuie să îi returneze candidaților și atunci avem nevoie și de această evidență pentru finanțarea partidului. Avem cadrul legal și pe legea 334 cu privire la această evidență electronică, astfel încât să ne parvină să putem efectua controlul, lucru care ne ușurează activitatea. În momentul de față avem 90 de zile perioada de rambursare pentru alegerile locale. În 2016 a fost 135. Zilele trecute era gata să reducem termenul de rambursare de la 90 la 60 de zile, respectiv 30 de zile erau pentru control, iar o astfel de situație ne ușurează și nouă munca, dar și șansa competitorilor de a primi rambursarea în totalitate a celor care au făcut pragul de 3% minim pe circumscripția electorală. Mulțumesc. Aș da cuvântul în cele ce urmează domnului Edgar Ocvos, care văd că este foarte activ pe chat și mai bine lăsăm să exprime în prin viu grai intervențiile pe care dorește să le aibă. Mulțumesc frumos, bună ziua la toată lumea. Întrebările mele sunt legate mai mult de problema GDPR-ului. În primul rând, faptul că acești candidați vor semna niște declarații. Nu ar trebui să conțină și un consimțământ din partea lor? În al doilea rând, am să încerc să le spun. Sunt candidați? Poftim? Că vor să fie candidați? Da, pentru că își furnizează datele cu caracter personal și ei nu au o obligație legală. Ba da, dacă vor să fie candidați, da. Nu, dacă vor să fie candidați, nu au o obligație legală. Niciunul din articolele de la, niciunul din temeiurile legale de la articolul 6 nu se aplică în cazul candidatului. Vorbim de legea 115, lege care este în vigoare. Noi ne punem acum problema în această hotărâre de a aplica cadrul legal. Cadrul legal spune propunerea de candidaturi se face în, cu semnătura de acceptare a candidaturii, cu toate informații, nume, prenume, CNP, domiciliu și semnătura și data. Deci nu avem informații suplimentare, da. Deci noi cerem în acest proiect de hotărâre, nu cerem date suplimentare, ci doar datele prevăzute de către lege pentru depunerea candidaturilor. Drept urmare, pentru a putea fi candidat, trebuie să-ți dai informațiile ca autoritățile să știe cine este candidatul. Astfel am propune o listă de candidați neștiută de nimeni decât cu nume și prenume. Presupun că asta înțelegeți dumneavoastră prin a nu pune la dispoziție date cu caracter personal. Dar, repet, sunt de cadrul legal în vigoare, nu vorbim de alte noțiuni suplimentare. Am înțeles, domnul Mitulescu, mulțumesc frumos, e bună precizarea, am să o rețin. În al doilea rând, care va fi relația între, tot din punct de vedere al GDPR, care va fi relația între partidele politice, candidați, independenți, alianțe și cei cărora li se transmit datele respective, respectiv birou electoral de circumscripție? Operator, operator, operatori asociați, operator destinatar? Păi, în esență, fiecare face propriile sale prelucrări de dată cu caracter personal, din câte înțeleg eu. Cu atât mai mult. Da.
Și asta înseamnă că fiecare este responsabil pentru prelucrările pe care le face și e obligat să respecte atât prevederile regulamentului, cât și ale legii 190 parcă de 2018 privind implementarea regulamentului general privind protecția datelor. Dar să nu uităm că la alegeri, inclusiv regulamentul spune că pot fi stabilite niște reguli specifice, mai ales că e vorba de a depune niște documente cu informații care la rândul lor candidaturile sunt publice pentru ca tocmai ca cetățenii să poată contesta candidatura unui cetățean sau să vadă cine va participa în alegeri. Deci vorbim totuși de niște informații publice în procesul electoral. Repet cum am spus-o și la alegerile prezidențiale, când ne-am trezit cu secția de votare de la Jean Monnet închisă accesului publicului de către președinta secției de votare și de către președinta circunscripției de sector, tocmai pe acest considerăm că datele sunt cu caracter personal. Repet, procesul electoral cu până la ce se întâmplă în cabina de votare, cât și ce se întâmplă cu buletinul de vot să fie secret în urnă până la deschiderea urnelor la ora 21, totul este un proces public în desfășurare viu și activ. Am înțeles, mulțumesc frumos. O ultimă întrebare aș mai avea în legătură cu termenul de arhivare al listelor de susținători, termen de arhivare pe care trebuie să-l asigure și partidele politice, pentru că nu cunosc să fie o prevedere legală care să impună un termen fix. Asta înseamnă că trebuie și el să-și le stabilească singure. Da, la momentul acesta vorbim de un exemplar original, se strâng semnături într-un singur exemplar original. Exemplarul original se depune de către competitorul electoral la biroul de circunscripție. În mod normal, partidul nu poate deține un document original. Dacă își păstrează o copie a documentelor depuse, așa cum a spus colegul meu, domnul Leacu, își face propriile reguli de arhivare și de gestionare a informațiilor cu date care conțin date cu caracter personal și a documentelor respective. Am înțeles. Mulțumesc frumos, eu am terminat. Da, ne mulțumim. Bună precizare, domnule președinte. Acum aș da cuvântul domnului Mihai Teodor, care cred că s-a înscris printre primii la cuvânt. Bună ziua, mulțumesc. Mihai Teodor, PPU. O întrebare punctuală, vă rog frumos. Pe lista de semnături, forma finală trebuie să conțină și nota de subsol? Nu. Acele note de subsol sunt strict precizări care să orienteze persoanele care colectează și, evident, persoanele care depun acele liste. Asta e singura lor explicație. Mulțumesc frumos. Doamna Alina Mazilu, vă rog. Dacă se poate... Iertați, am avut o problemă tehnică. Alina Mazilu, de la Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate. Revin un pic la discuția anterioară legată de semnătura holografă ca și modalitate de acceptare a strângerii de semnături și voiam să vă întreb în ce măsură, pentru că în spațiu public AEP a lansat ideea prin intermediul adreselor de e-mail, dacă se susține această modalitate de strângere de semnături și în caz în care este valabil acest lucru, care ar fi procedura, sau în fine, ea ar trebui menționată metodologie ca să știm exact dacă varianta aceasta este una valabilă pentru AEP. Da, păi nu am intervenit prea detaliat în acest domeniu, dată fiind și multitudinea de soluții tehnice pe care partidele politice le pot utiliza. Evident, însă, atunci când utilizăm o metodă sau alta, trebuie să asigurăm câteva mijloace minime, mă gândesc eu, de protecție a prelucrării datelor cu caracter personal. În condițiile care discutăm de e-mail, mă gândesc că ar putea fi transmise inclusiv arhivate cu parola transmisă printr-un mijloc de comunicare diferit. Sunt mai multe metode care pot fi utilizate. În cele din urmă, însă, responsabilitatea pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal aparține operatorului. În acest caz, cred eu că este partidul politic, respectiv candidatul independent. Și aș mai avea o întrebare din coroborarea articolului 5 pe legea 84, în care spune că partidul poate să opteze să întocmească dosarul sau listele în format electronic.
cu articolul 2 din metodologie, în care îmi spune pe suport de hârtie și sau pe suport informatic. Întrebarea mea este dacă putem să combinăm aceste două metode pentru o singură listă de susținători, de exemplu, pentru circunscripție electorală. Pot răspunde, vă pot răspunde. Din punctul meu de vedere, legea 84/2020 introduce un drept al alegătorului de a semna pe suport electronic. Ceea ce înseamnă că, după cum văd eu, lucrurile ar trebui să fie acceptate și semnăturile electronice, și semnăturile pe suport de hârtie și semnăturile pe suport electronic. Cele două ar trebui să poată fi folosite în mod combinat, ca să zic așa. În ceea ce privește dosarele de candidatură, aici s-ar putea să fie o discuție separată, având în vedere, mai ales, mă gândesc, candidaturile pentru Consiliul Local și candidaturile pentru Consiliul Județean, unde este destul de ușor ca acestea să fie, să fie amestecate într-un fel care să producă confuzie, dacă ele vin pe două căi diferite, în format electronic, anumite documente ale unor candidați și pe suport de hârtie, documente provenind de la alți candidați. Asta aici, cred eu, într-adevăr, că ar fi o discuție. Ideea de la care am plecat atunci când am elaborat metodologia a fost să permitem totuși partidele politice să utilizeze ambele metode în același timp. Deci, prin urmare, veți reveni cu clarificări pentru dosarul de candidatură ca să știm exact dacă este opțional. Da, să analizăm această chestiune, să vedem cum ar fi mai simplu atât pentru partide cât și pentru birourile electorale de circunscripție. Okay. Mulțumesc frumos! Doamna Dora Sila, vă rog. Microfonul. Deschideți microfonul, doamna Dora. Da, se aude. Ah, ok. Bine. Da. Deci, bună ziua încă o dată. Numele meu este Dora Sila din partea UDMR-ului. Aș avea întrebări asemănătoare cu antevorbitorul meu. La articolul 2, aliniat 1. Din ce am înțeles din legea 84, depunerea dosarelor și a listei susținătorilor este opțional în format electronic, astfel încât ar trebui schimbat formularea și sau, sintagma sau, sintagma sau, nu? Nu ar fi mai clar? Adică vă gândiți să nu poată depune decât într-o singură formă? Da, adică în formularea ce avem în fața noastră spune că pe suport hârtie și sau, adică eu înțeleg că s-ar putea să amestecăm ceea ce... În esență, după cum explicam și înainte, ceea ce îți dorește este să se dea partidelor politice posibilitatea de a depune fie pe suport de hârtie, fie pe suport informatic, după cum doresc, fie și pe suport de hârtie, fie și pe suport, și pe suport informatic în același timp. Am înțeles. Eu inițial m-am gândit să nu cumva să existe o confuzie în acest sens, încât să trebuie și în format... Nu. Această prevedere, cred eu, oricum este detaliat în textele ulterioare, unde se precizează modul în care se depun pe suport de hârtie, modul în care se depun pe suport informatic. Putem să încercăm să clarificăm textul propus, astfel încât să nu existe vreo confuzie în cadrul birourilor sau al partidelor politice. Următoarea întrebare ar fi legat de articolul 7 și mai exact de semnătura electronică calificată, care am înțeles pe baza UG38/2020 este folosită mai ales în relațiile instituționalizate, adică instituții ale statului și funcționari publici. Credem noi că în acest caz ar fi exagerat să cerem ca fiecare candidat sau conducător de la organizațiile județene să aibă semnătură electronică calificată care oferă forță juridică unui înscris autentic. Până acum aveam doar semnătură holografă care oferea forța juridică unui înscris sub semnătură privată. Da, păi semnătura holografă este în continuare utilizată pe documentele care se depun pe suport de hârtie.
semnătura electronică calificată, echivalentă din punct de vedere juridic cu semnătura holografă, va fi utilizată pentru documentele care se depun pe suport electronic. Ne gândim că este util să utilizăm semnătura electronică calificată, deoarece documentele care sunt depuse în primul rând de către candidați, mă refer aici la declarația de acceptare a candidaturii, pot atrage inclusiv consecințe penale, având în vedere că se declară că candidatul trebuie să declare dacă îndeplinește sau nu condițiile de eligibilitate prevăzute de lege. În practică, sunt și situații în care, deși nu îndeplineau acele condiții, și-au depus candidatura. Foarte clar de ce ați ales să alegeți semnătura electronică calificată, adică avem și semnătura electronică avansată, avem și semnătura electronică simplă. Sincer, nu știu exact care ar fi diferența, știu că celelalte două sunt prevăzute de legea 445/2001, dacă nu mă înșel. Semnătura electronică avansată, dacă ținem minte. Dar, din câte eu lucrurile stau în felul următor. Acele semnături, semnătura electronică avansată și semnătura electronică simplă, nu pot identifica cu certitudine semnatarul. Cu certitudine dincolo de orice îndoială, ca să zic așa. Ok, atunci mă duc mai departe și la articolul 10, unde formularea este foarte generală la articolul 10 alinea 2, care spune doar semnătura electronică la lista de susținători. Atunci facem, dacă nu este menționat. Aici după cum discutam. Trebuie să avem semnătura electronică calificată ca să putem să identificăm susținătorii. Da, după cum explicam și înainte, lucrurile stau în felul următor. În cadrul procedurii de colectare a datelor de susținere, dar cer scuze, cineva cred că a intervenit pe aplicație. Da. Ca să revin la ce spuneam înainte, procedura stabilită de legea 115 prevede că o persoană desemnată în acest sens, să spunem de partidul politic sau de candidatul independent, colectează date personale ale susținătorilor. În cadrul acestei proceduri de colectare a datelor personale susținătorilor, acea persoană care colectează trebuie la finalul listei să declare pe propria răspundere că datele colectate sunt reale, sunt veridice, corespund realității. Ceea ce în esență am spus noi că este o procedură suficientă pentru a determina identitatea persoanei care a semnat lista de susținători cu o semnătură electronică simplă, de exemplu. Responsabilitatea în ultimă instanță aparținând persoanei care a colectat datele personale. Da, dar într-un fel atunci lipsește tocmai elementul semnăturii, care este esența listelor de susținători. Adică dacă nu avem... și aici n-am înțeles foarte clar, prin platforme online se înțelege toate site-urile de petiții sau chiar orice format în care putem să generalizăm sau să generăm o listă? Adică... Da, asta a fost sensul, exact. Dacă acea platformă permite colectarea unor semnături electronice simple, desigur. Dar modalitatea de gestionare a acelor platforme am considerat că nu este propriu-zis treaba autorității electorale permanente. Nu credem că putem interveni în această materie, prin această hotărâre. În opinia noastră, formularea este foarte generică și asta va da loc pentru abuzuri. Adică, cumva ar trebui concretizată acele platforme. Da, într-adevăr, se poate interpreta și în acest sens că se poate da loc la abuzuri, dar tocmai de aceea persoana care strânge semnături sau care își asumă că prin platforma respectivă va fi un reprezentant al partidului care va semna calificat și își va asuma că a strâns semnăturile respective. Și persoana aia, asumându-și că a strâns semnăturile, suportă rigorile legii dacă nu a fost așa. Tocmai de aceea, atât persoana care strânge, spune că a venit 500 de semnături, cum le-a strâns, printr-o platformă creată doar de o anumită persoană sau creată chiar de persoana respectivă, are cunoștințe IT, trebuie să le și asume. Nu vii cu o listă pur și simplu, uite, au semnat câțiva o petiție decât că au dat ok sau un like pe Facebook sau
Tocmai de aceea există semnătură calificată la nivel de reprezentant al partidului sau al persoanei, al candidatului care strânge semnături, prin care își asumă. De asemenea, și partidul, când depune, dacă depune electronic, își va asuma semnăturile strânse de reprezentanții acestuia. Am înțeles acest aspect, doar că până acum, când colectam semnăturile pe suport hârtie, acel sau acea persoană care era responsabil și semna pe josul paginii era fizic prezent și vedea cine semnează și astfel sigur răspundea pentru ce a întocmit. Dar având în vedere că avem platforme online, e mai greu de verificat și cumva există un risc în plus față de metoda clasică, adică acea persoană nu poate să verifice chiar toate acele persoane care, nu știu, fac acele formulare și completează rubricile. Sau, deci nu există fizic posibilitatea să verifice și atunci răspunde pentru un lucru care nu a putut să... În concluzie, nu le va putea depune acele lucruri pentru că nu va avea curaj să le semneze, deci acele persoane, din punctul lui de vedere, sunt inexistente, nu și asumă, e ca și cum aș fi venit eu cu două tabele de câte 10 persoane, vi le-aș fi depus la organizație, dumneavoastră nesemnate de mine jos și dumneavoastră spuneți, păi știți, da, sunt originale, păi sunt originale, că vedeți, sunt scrise cu pixul, dar eu n-am curaj să semnez pe ele, semnați dumneavoastră, cam așa ceva vine. Noi am introdus ca singura validitate, semnătură, ca și semnătura holografă, este semnătura electronică calificată, drept urmare, cine n-are curaj să nu le folosească. Cine are curaj să-și asume că 500 de semnături au fost strânse pe o platformă care generează aceste semnături, fie că e vorba de semnătură pe PDF, există și PDF-ul Adobe are posibilitatea de a semna aceste fișiere PDF, nu aveți curaj, nu le depuneți. Deci, în concluzie, ajungem la concluzia că încercăm să aducem o facilitate suplimentară, dar de preferat, cine are curaj să semneze, cine nu, să folosească semnătura fizică. Repet, suntem în stare de alertă, se pot strânge semnători în format fizic. Da, esența intervenției mele și să vedem, într-o parte avem prea multă libertate, adică putem să folosim orice platformă, orice fel, chiar și o semnătură scanată și pusă pe hârtie, putem să avem și site-uri tip petiții și pe partea cealaltă avem reprezentantul partidului care va semna cu semnătură electronică calificată. Deci cumva e disproporțional, de aceea vrem să da, clarificăm toate posibilitățile. Dan Mașca, sunt. Doamna Stilaghi, vă întrerup. Noi, de exemplu, pentru că am pierdut contracte cu pandemia din zona turismului american, având colegi liberi, noi facem acum o platformă ca DocuSign-ul, ca business pentru piața din România. Da? Dacă eu am prieteni plecați în delegație în perioada aceea și vor să semneze pentru Pol, ei sunt de încredere și noi strângem electronic și asta este avantajul pentru cei, cum zicea domnul șef al AEP-ului, că noi putem să ne asumăm și semnăm cu semnătura noastră calificată lista, nu? Deci, asta este avantajul. Nu vreți, nu aveți încredere cine semnează, nu semnați decât aia de încredere. Oricum semnăturile pe hârtie nu au fost verificabile niciodată, că nu are cine să verifice semnătura holograf, nicăieri. Deci, e foarte bine că ne lasă să strângem și să putem să inovăm, cei care vrem să inovăm digital, asumându-ne răspunderea că ne dă judecată altcineva că nu sunt semnături reale. Nu numai asta, e vorba dacă cineva și-a asumat ceva, ceea ce a știut că nu este real, a ridicat probleme, este în primul rând o problemă de natură penală și atunci se sesizează la fel ca la prezidențiale, organele de cercetare și urmărire penală. Dar aveți dreptate, domnul Lisandru, lucrurile sunt pentru a ajuta pe oamenii care știu că de bună credință cineva i-a trimis un fișier semnat într-un format electronic agreat de el. Am înțeles, mulțumesc pentru răspunsul și în concluzie și eu sunt pentru noutăți și pentru inovare, doar că trebuie să avem grijă să facem totul în mod corect. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, vorbitorilor. Vom încerca în măsura în care
e posibil să oferim, să spun așa, prin intermediul acestei hotărâri, într-un alineat sau două, un scurt îndrumare partidelor politice să nu-și asume chiar orice fel de semnătură pe care o primesc prin tot felul de canale. DocuSign, după cum a menționat și domnul Dan Mașca, din câte știu, e asimilată unei semnături electronice avansate, semnătura prin DocuSign, și mai sunt și alte platforme de acest gen care pot, prin intermediul cărora se colectează în esență semnături electronice avansate. Panda mai e, mai sunt mai multe, da. Da. Și mai o chestiune. Și două secunde, Ovidiu. Două secunde. Și să nu uităm un singur lucru. Că totuși semnăturile care se strâng trebuie să, să fie luate de la persoane din circunscripția respectivă, cu domiciliul în circunscripția respectivă, și nu de la orice cetățean care, pentru că și dacă am eu semnătură și sunt din București, eu nu pot semna pentru Craiova. Această mențiune este foarte clară. Da. Cred că doamna Ioana Constantin se înscrisese pentru luarea cuvântului acum ceva timp. Vă rog, aveți cuvântul. Așa este. Vă mulțumesc foarte mult, Ioana Constantin, de la Partidul Mișcarea Populară. Multe dintre chestiunile pe care și eu aș fi dorit să le aduc în discuție au fost deja dezbătute și răspunsurile au fost clarificatoare. De altfel, apreciem întreg proiectul pe care și noi l-am citit cu atenție și l-am discutat în interiorul partidului. Apreciem ca fiind destul de clarificator pentru aspectele importante. Restul, în buna colaborare, le tot discutăm și le clarificăm pe măsură ce apar probleme. Foarte pe scurt, legat de semnături, noi apreciem foarte mult reducerea numărului de semnături. De altfel, am avut în Parlamentul României un proiect de lege pentru eliminarea tuturor semnăturilor. Știți, din punctul nostru de vedere, până la urmă, Autoritatea Electorală Permanentă a reușit să inoveze mai mult decât au reușit să facă sau să înțeleagă partidele în Parlamentul României, din păcate. Însă ne vom bate în continuare pentru chestiunile acestea, de la eliminarea semnăturilor la introducerea votului electronic și prin corespondență. Foarte pe scurt, aș avea două întrebări. Una poate că este un pic în afara proiectului, dar dacă aveți cunoștință despre când va apărea calendarul pentru alegeri, pentru că sunt foarte multe întrebări de la colegii din teritoriu. Și a doua chestiune, deși în trecut știu că s-a putut, dacă se poate modifica formularul listei de susținători, adică să fie redus numărul de poziții. De multe ori au nevoie de spațiu mai mult pentru a scrie de la 10 poziții la un număr mai mic, sau le spunem că obligatoriu trebuie să păstreze cele 10 poziții așa cum a venit formularul de la dumneavoastră. Acestea sunt, vă mulțumesc. Da, aș răspund eu a doua întrebare în primul rând. Este un model, poate fi adaptat după cum dorește fiecare competitor electoral. Două semnături, trei semnături, 20 de semnături. Nu este relevant. De această dată un model... Cristi, da. Această dată e posibilă și o singură semnătură, pentru că voi semna electronic pe tabel și mi-l voi și asuma semnătura electronică calificată. Corect. Da. În ceea ce privește calendarul, evident, totul atârnă de data alegerilor care trebuie să apară în monitorul oficial, ca să spun așa. Legea, din câte știu, urmează să fie transmisă cât de curând spre promulgare. După ce va fi promulgată și va fi publicată în monitor oficial, în 3 zile va intra în vigoare, atunci vom putea face propuneri guvernului pentru adoptarea calendarului și a măsurilor și cheltuielilor privind alegerile locale. Mulțumesc, doamna Constantin. Următorul vorbitor este domnul Septimius Pârvu, care s-a înscris, și după aceea urmează PSD. Bună ziua! Nu o să repet câteva dintre chestiunile care au fost deja tratate de antevorbitori. În primul rând, felicitări pentru dezbatere. Un comentariu legat de semnături, de aplicația care verifică dacă candidații sunt eligibili, credem că este o evoluție foarte bună, mai ales că la ultimele alegeri mi-aduc aminte că au fost aproape 477 de candidați sub vârsta legală, care au trecut totuși de procedura de verificare din partea birourilor. Deci e un element foarte bun această platformă. Sunt în același timp de acord cu domnul Manolea că poate ar trebui un pic clarificat modul în care funcționează, cum se gestionează datele, până când se țin, cum...
cine are acces, adică doar un pic de clarificare în acest sens. În legătură cu strângerea semnăturilor, o să fac un comentariu și din perspectivă de observator cumva, pentru că noi observăm alegerile la Expert Forum de câțiva ani. Tot timpul am vrut să mergem și noi la verificarea semnăturilor, să vedem cum se întâmplă. Din păcate, niciodată n-am avut ocazia, pentru că nu mi s-a permis accesul, dar deși considerăm că este un fapt pozitiv introducerea unor reglementări care să permită strângerea semnăturii în mod electronic, există riscuri despre care s-a vorbit deja legat de, nu știu, strângerea de semnături prin tot felul de metode. Aici pornim, bineînțeles, de la presupoziția că cei care strâng semnăturile sunt de bună credință. Dar cred că este mai degrabă vorba de cum se va aplica în practică. Am văzut că există un articol care se referă la faptul că se pot face sondaje privind aceste la aceste semnături. Deci credem că ar fi important ca birourile electorale să fie cumva instruite în sensul de a cere aceste verificări, pentru că dacă nu cere nimeni verificările, degeaba există acea opțiune. Deci ar fi util să existe și un interes. E adevărat că termenele sunt foarte scurte, sunt foarte multe documente, foarte multe candidaturi, dar având în vedere că totuși avem 8 dosare penale de la alegerile prezidențiale, e important să existe încredere în procesul de strângere a semnăturilor și depunerea candidaturilor. Și ultima chestiune este mai degrabă o întrebare. În ce măsură afectează depunerea electronică a dosarelor sau acestor documente regulile generale privind arhivarea documentelor? Și nu mă refer neapărat cele care rămân la partidele politice, dar cele care sunt în gestiunea administrației electorale. Mulțumesc! Pot să răspund eu? Două chestiuni. Referitor la strângerea de semnături, mai ales partea electronică. Putem să cerem inclusiv, dar nu avem în acest moment, putem să cerem fiecărui partid sau fiecare persoană care a strâns semnături reprezentantului lista de CNP-uri. Putem să facem rapid o platformă, nu este o chestiune foarte grea, în care fiecare cetățean poate să verifice dacă i-a fost sau nu strânsă semnătura electronică. Este foarte simplă chestiunea aceasta, dacă se dorește. Pe partea de electronic. Iar referitor la înregistrarea candidaților, o să fie la nivel de circumscripție. Aplicația va fi web-based, astfel încât totul, fiecare interogare care este introdusă fiind verificată în registrul electoral, totul se întâmplă în timp real. Deci fiecare, un reprezentant din fiecare circumscripție va avea acces în această aplicație prin care va înregistra candidaturile la nivel de circumscripție. Și vorbim de verificarea în registru, este articolul 14, spune clar că verifică în registru electoral. La solicitarea birourilor AEP verifică, ar trebui, cum a zis și domnul Septimiu Sforbu, ar trebui să scrie că ei sunt obligați să ceară verificarea. O să ținem cont de această propunere, este foarte important. Am avut și noi discuții de dimineață cu domnul Leacu exact pe tema asta, cu verificarea în registru, să fie totuși o minimă, cel puțin câteva semnături, nume, să le verifice în registru. Da. Mulțumesc. Aș răspunde la întrebarea ultima a domnului Septimiu Sforbu, legată de arhivarea acestor materiale depuse în format electronic. În principiu, ele vor urma circuitul pe care îl urmează potrivit unei hotărâri a Guvernului din 2004, materialele electorale. Vor ajunge la judecătorii unde vor fi arhivate acolo. Pe un suport informatic ne gândim mai. De fapt, chiar pe suportul informatic pe care au fost depuse. Și sunt păstrate în arhiva judecătorilor și a tribunalului pentru durata stabilită prin acea hotărâre a Guvernului. Sper că e lămuritor. Aș trece la următorul vorbitor. Cred că din partea PSD s-au înscris următorii la vot.
Bună ziua din nou. Am mai avea o nelămurire sau observație pe modelul acesta al listei de susținători. Înțeleg că partidele politice, alianțele electorale și politice care depun candidat și la funcția de primar și la funcția de pentru Consiliul Local, respectiv pentru președinte Consiliul Județean și pentru Consiliul Județean, depun una și aceeași listă de susținători pentru... Da. Conform legii 84, da. În regulă. Atunci, practic, la nota de subsol 1 trecem numele președintelui de Consiliul Județean, respectiv numele primarului, iar la 2 pentru alegerea primarului și a Consiliului Local. Exact. Este corect, da? Da, în regulă. Da. Vă mulțumesc și vreau să vă felicit și eu pentru dezbatere. Vă mulțumim mult. Cum a zis și Cristi, o să punem și anexa cu lista de susținători, astfel încât să ne asigurăm că va fi un singur model pentru toată lumea, ca anexa 7, nu? Nu, Cristi? Da, mă rog, vom găsi un loc în spațiu, ca să zic așa, printre celelalte anexe, după care le vom renumerota corespunzător. Domnul Septimius, cred că a rămas cu mâna ridicată, nu știu dacă mai dorește să ne spună ceva sau nu. Nu, ridicați-mă înainte, mulțumesc. Domnul Eze Daniel, nu cred... Da. De pe telefon. Da. Mâna. Bună ziua, mă auziți? Da, mă auzim. O recomandare scurtă. Puneți, vă rog, pe site-ul AEP-ului toate documentele necesare cuiva care vrea să candideze. Eu vreau să candidez independent, să avem o postare acolo, declarație de avere de interese, acceptare candidaturii. Toate să fie la un loc, să fie ușor de accesat, de descărcat și de completat. După această hotărâre, acesta era scopul, să le punem și hotărârea ca atare publicată în monitor și fișiere editabile pentru fiecare anexă, astfel încât fie cine vrea să-și poată descărca fișierul, fie că e vorba de susținători, fie că e vorba de competitorii electorali, pentru a le putea folosi în această perioadă. Mai avem vorbitori care doresc să se înscrie la cuvânt din rândul participanților? Dacă nu mai sunt, vă mulțumim mult, mulțumesc mult, Cristi, pentru moderarea acestei sesiuni de dezbateri, mulțumesc mult, Ovidiu, pentru răspunsuri și colegilor mei care ne-au fost alături, dar în principal mulțumesc persoanelor care au participat la această dezbatere. Pentru noi a fost foarte importantă și este foarte importantă și pentru viitor dezbaterea tuturor documentelor, pe cât posibil a tuturor documentelor produse în cadrul autorității, deoarece nu le facem pentru noi, le facem pentru competitorii electorali, pentru public și ne interesează în mod direct ca o dezbatere să ne aducă și nouă informațiile și ca de fiecare dată una este să te vezi, să discuți direct cu oamenii și una este să primești ulterior pe mail o serie de întrebări. Vom răspunde de fiecare dată prompt la toate solicitările care vor veni după această dezbatere și de fiecare dată astfel încât să ne asigurăm că sunteți informați și că veți ști ca lucrurile să fie foarte clare și să nu fie greșite documentele de depunere a candidaturilor și tuturor acțiunilor pe care le întreprindeți pe viitor. Așa că așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră și nu numai ale dumneavoastră, cei care participați la această dezbatere, ci și cei care ne urmăresc pe canalul de YouTube în acest moment. Vă mulțumesc încă o dată pentru interesul acordat și vă stăm alături ca de fiecare dată, cel puțin de când sunt președinte, s-au văzut lucrurile deschise către partide, în primul rând pentru că partidele sunt, ca să spun așa, clienții noștri, fie că e vorba de domeniul electoral, fie că e vorba de finanțarea partidelor și la fel și pe finanțarea acestei campanii electorale vă stăm la dispoziție cu mare interes și de fiecare dată o să punem răspunsurile către unii competitori, le vom pune într-o sesiune, fie că e vorba de candidatori, fie că e vorba de finanțare, astfel încât să ne asigurăm că nu va mai trebui să întrebați dacă deja cineva a primit un răspuns asemănător
pentru a nu bloca instituția, dar pentru a fi prompți și dumneavoastră să utilizați acest răspuns. Vă doresc numai bine, succes în alegeri competitorilor electorali și vă mulțumim încă o dată pentru participare. Să auzim de bine, numai bine. La revedere. La revedere. La revedere.